Gala Ajut Eu continuă alături de foarte mulți invitați care sunt astăzi aici pentru a face fapte bune. Iar alături de mine o doamnă pe care o cunosc de mult, dintr-o întâmplare foarte haioasă, dintr-un lift, dintr-un mall. Gionuțule, este vorba despre Mirela Retegan, formatoarea găștii Zurli, formatoarea întregului fenomen Zurli. Să rămână, Mirela, bine te-am găsit, îmi permit să vorbesc la pertu, pentru că sunt ceva ani de când te cunosc. Și nu știu dacă îți mai amintești povestea, Fanny, cu momentul în care ne-am cunoscut. Îmi amintesc povestea din lift, dar tu nu știi că eu eram acolo pentru că alergam după tine și după toți colegii tăi cu care cântai pe scenă. Pentru că Maia, care acum are 20 de ani, era fana voastră. Extraordinar, 20 de ani are Maia. Da, iar eu foloseam absolut toți prietenii de la Vica, cea care era coregrafa noastră, până la toate cunoștințele pe care le aveam, să ajung cât mai aproape. Am poze cu tine de acum 5 ani, 10, 7 ani. Și ne-am întâlnit, Mirela, în lift când plecam de la concertul pe care l-am avut în mall. Și Zurli era mic încă. Și mi-amintesc că atunci erai la început, dar și mi-ai spus, uite, dacă poți să te uiți, să pui la tine pe Facebook, era Facebook-ul pe vremea aceea. Da. Și m-a distrat foarte tare, Mirela, numele. Gașca Zurli. Mi-a rămas în cap. De ce? Pentru că atunci când spui Zurli, spui tot ce trebuie să spui. Spui energie pozitivă, spui tinerețe. M-am întâlnit mai devreme cu Badea, care a zis, am râs de voi, și am zis, aoleo, săracii ăștia care trebuie să asculte Gașca Zurli. Sunt acolo de 2 ani de zile. Să știi că într-un fel indirect și eu mă regăsesc în povestea Găștii Zurli, pentru că și eu am mai scos piese pentru tineret, pentru copii, și într-adevăr părinții la un moment dat sunt un pic obosiți de piesele pentru copii, dar până la urmă fericirea copiilor este. Trebuie să-ți asumi asta când devii părinte, că va fi o perioadă din viața ta în care să auzi în casă, o să cânti numai cântecelele, nu mai eram zamzam și am o căsuță mică. Să știi că și eu știu. Să știi că și eu știu și încă nu am copii. Este fenomenul pe care l-ai creat. Felicitări pentru mulțumesc asta. Mulțumesc mult! Și în al doilea rând, eu îți mulțumesc personal alături de întreg colectivul care este astăzi aici, pentru că ești alături de noi în campania Ajut Eu. Cu toată dragostea, și să știi că am găsit un caz foarte interesant. Mi-a plăcut, m-am uitat pe cazurile care sunt pe pagina oficială și este tot un copil, că n-aveam cum spune-ne să descoper altceva. Cazul tău și este, este o fetiță pe care o cheamă Laura Angel, are 13 ani și este din satul Ciocănești, Dâmbovița. Iar fata asta de 13 ani își spune general manager, pentru că ea menegerează alți copii cu care fac proiecte, care face proiecte. Da, ei fac acolo proiecte. Spirit întreprinzător de mică. Deci eu vreau să o cunosc. Și vă rog, toți cei care vreți să o ajutați, intrați și o căutați pe Laura Angel, pe Ajut Eu. Pe www.ajuteu.ro, exact. Pentru că ea își dorește foarte tare ca acolo în Ciocănești, Dâmbovița. Eu am o poveste foarte tare cu Ciocănești. Serios? Să știi, eu nici nu știam că există. Am generat un cuvânt, aveam odată un concert la Ciocănești și am zis Ciocănești spre Ciocănești. Și de atunci a rămas cu Ciocănești. A, deci tu ai fost acolo. Da, am cântat la Ciocănești. Fata asta minunată își dorește să creeze pentru copiii din sat un spațiu, o casă, o cameră, care să fie un loc de întâlnire pentru ei și un loc de joacă pentru copiii din sat. Și asta își dorește ea să obțină și de-aia a scris cazul ei pe Ajut Eu. Așa că eu îmi doresc foarte tare să o cunosc și m-aș bucura ca românii să devină empatici, să intră și să, da, și să o susțină. Da, e foarte important ca toți cei de acasă să înțeleagă că dacă intră pe www.ajuteu.ro și pot alege cazul pe care vor să-l susțină, pot citi povești uimitoare, pot intra în... Mi se pare că în perioada asta oamenii își doresc mai mult decât oricând să ajute. Și abia așteaptă o ocazie, un pretext pe cineva în care să creadă și cu care să meargă mai departe. Genul ăsta de evenimente vin pur și simplu să creeze acel cadru în care oamenii pot să-și aleagă singuri acea cauză cu care ei rezonează. Eram puțin mai devreme în sală, lângă Gabriela Sabo, care aștepta să îi ofere darul ei atletei care a participat, și am văzut-o pe Gabi cât era de emoționată și mi-a mărturisit: Doamne, dacă cineva mi-ar fi dat o pereche de ghete potrivite când aveam 20 de ani, cred că ar fi fost cea mai mare surpriză pentru mine. Contează enorm și e foarte important să nu ne gândim că e prea puțin gestul nostru. Oricât de mic, este un gest important pentru oamenii care au nevoie de susținere. Și oricum, cine știe să primească de la altcineva, trebuie să știe și că și faimosul proverb, calul de dar nu se caută la dinți, dacă stăm să gândim. Și nu putem să facem lucrurile singuri. Trebuie să le facem împreună. Bun, Mirela, dacă tot mi-ai ridicat atât de frumos la fileu, spune-mi un om care te-a ajutat într-un moment propice și un nume al lui.
m-a ajutat, uite, de exemplu, a avut un rol foarte important în cariera mea, domnul Mircea Bradu, este un om de cultură extrem de important din Ardeal, locuiește în Oradea, a fost directorul teatrului din Oradea foarte mulți ani și era proprietarul rețelei de radio la care eu am început radio acum 25 de ani. Și într-un moment în care cei cu care lucram nu erau obișnuiți cu stilul meu și cu forța mea de muncă, okay, și au făcut un puci și au zis oria, ori noi, domnul Bradu a venit și a zis, dacă tu te descurci, eu merg pe mâna ta pentru că am încredere imensă, wow, în potențialul, wow, tău. Wow. Dar dacă ei pleacă mâine, tu duci radioul mai departe? Și am zis, mă descurc. Da. Și a luat cheile, mi le-a dat și a zis, copila tati, descurcă-te. 10 ani am fost managerul acelui post, wow, de radio, iar de acolo încolo viața mea s-a schimbat total. Iar domnul Bradu este pentru mine un model și mi-am dorit mereu să fiu un șef cum a fost el, să fiu un om cum este el, că există în continuare și mă bucur că m-ai întrebat, pentru că niciodată n-am avut ocazia să vorbesc public foarte despre frumos această întâmplare despre care a contat enorm în toată cariera despre mea. Despre asta e vorba, la Ajut Eu, să ne deschidem și să spunem lucrurilor pe nume. Îți mulțumesc foarte mult, Mirela. Cu toată dragostea. Mulțumesc pentru vibe-ul ăsta de învingător și de luptător pe care îl transmiți. Spor la treabă!